Piața Victoriei. La Europa FM. Bună seara tuturor, ne reauzim la radio, ne vedem pe Facebook și pe celelalte rețele de socializare. România este pe ultimul loc în Europa la capitolul reciclarea deșeurilor. Resurse valoroase, cum ar fi plasticul, metalul, sticla, aluminiu, ajung din păcate la groapa de gunoi sau sufocă pădurile din jurul orașelor Dal, Delta și Dunărea. Asta în timp ce defrișarea abuzivă a pădurilor și schimbările climatice pot conduce la deșertificarea unor zone din țară. Întrebarea este dacă există vreun plan de acțiune și cel care ne va răspunde la această întrebare și nu doar la această întrebare este chiar Ministrul Mediului Mircea Fechet, invitatul meu în Piața Victoriei. Vă spun bună seara și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Haideți să începem, domnule ministru, cu o temă foarte importantă. Ce se întâmplă cu deșeurile în această țară? Colectarea separată, da, așa cum se numește ea. Și aș începe chiar citând o declarație pe care ați făcut-o de curând, dumneavoastră. Vă ați spus așa. Avem cifre rușinoase la capitolele colectare separată, tratare, depozitare, compostare. De ce suntem pe ultimul loc la aceste capitole, pe ultimul loc din Europa? E un cumul de factori și regret că sunt nevoit să fac din când în când astfel de declarații. Mi-ar fi plăcut să, să nu fiu nevoit să prezint aceste cifre, să spun că România e măcar în media statelor Uniunii Europene. Din păcate, suntem codași la acest capitol și motivele pentru care am ajuns aici sunt multiple. Ele, pe de o parte, țin de anumite practici ale salubriștilor, țin de anumite practici ale primarilor. Țin de anumite practici a celor care gestionează gropile de gunoi, Ministerul are partea lui de vină, trebuie să admit acest lucru, la fel cum, în tot acest cumul de lucruri care ar trebui să se întâmple, foarte importantă e responsabilitatea oamenilor. Cetățenii, care până la urmă au obligația legală să colecteze separat deșeul municipal au obligația legală să îl ducă pe fiecare fracție la uh, pubela uh, care trebuie și de aici încolo uh, începe un întreg șir de lucruri care uneori funcționează mai bine, alteori mai prost. De cele mai multe ori funcționează mai prost, domnule ministru, atâta timp cât înțeleg că doar 14% dintre deșeuri și România generează 6-7 milioane de tone de deșeuri așa anual este. ajung să fie colectate selectiv. Ați spus anumite practici uh, care sunt în zona aceea a salubriștilor primării. Despre ce este vorba? Nu s-a vrut, nu s-a putut. E o mafie în zona asta de colectare. A fost. Care e de fapt realitatea? Că noi avem totul realitatea de Realitatea E mult, așa e mult de... mai simplu. Nu e nicio filozofie. În țările unde funcționează, se întâmplă următorul lucru. Cetățeanul. Știe că are această obligație. Cetățeanul știe că în situația în care nu se conformează este amendat. Doar să vă dau un exemplu: în uh, Bruxelles, pentru că ori de câte ori călătoresc în afara țării, mă uit uh, la pubele, mă uit la sacii de gunoi, mă uit la insulele ecologice, întreb uh, oamenii cum se gestionează deșeul menajer acolo. Și în Bruxelles, așa cum vă spuneam, dacă în sacul cu deșeuri menajere, acea fracție care nu poate fi reciclată, se găsește vreo sticlă, vreun PET, vreo hârtie, vreo carton, vreo doză de aluminiu, amenda este de 70 de euro, prima amendă. Următoarea e de 600 de euro, a treia amendă dacă devine repetitiv acest gest, deja Atinge ordinul miilor de euro și nimeni n-ar vrea să se întâmple acest lucru, dar nu e suficient ca cetățeanul să fie de bună credință și să se conformeze. Este foarte important să aibă infrastructură de colectare, pentru că sunt sate în România, sunt localități unde, dacă vrei să duci sticla, spre exemplu, la un centru de colectare, ai de mers poate un kilometru sau poate câteva sute de metri. Da, nu e vorba doar de mediul rural, domnule ministru, pentru nu, că vorbim de oraș. orașe mari mă refer unde încă în în nu este implementată strategia cum, asta de colectare separată. Dacă există o infrastructură de colectare, dar ajungi în situația în care salubristul nu-și face datoria și după tot acest efort în care primăria a cumpărat pubele, cetățeanul s-a chinuit să le colecteze separat, vine un salubrist care le colectează în amestec, acest lucru care se întâmplă din ce în ce mai rar, să știți, dar e un lucru care descurajează enorm pe acei cetățeni care aleg să facă acest efort. Însă să știți că nu e suficient să se întâmple lucrurile așa cum trebuie până aici. De la momentul la care salubristul colectează deșeurile și până când ele ajung într-o fabrică de reciclare, mai urmează o grămadă de operațiuni. Operațiuni costisitoare, de multe ori, care costă o anumită sumă de bani, presupune niște angajați, pentru că urmează sortarea acestora, urmează tratarea acestora, urmează separarea pe diferite categorii, pentru că inclusiv în cadrul. Plasticului, avem nenumărate tipuri de plastic. Unele dintre ele se pot recicla, altele nu. Petul se sortează pe culori, sticla, cioburile din sticlă, la fel, se aleg de eventuale resturi de metal, se separă pe culori. E un întreg proces tehnologic și până când sticla va ajunge într-un furnal pentru a fi topită din nou și pentru a se transforma într-un nou ambalaj, e există un o, o cascadă întreagă de operațiuni și de costuri. Și de costuri, costuri care să ne înțelegem, trebuie plătite în baza responsabilității extinse a producătorilor. Dacă discutăm de uh, acele fracții reciclabile care provin din ambalaje, costuri care trebuie plătite și suportate de cei care pun pe piață respectivele ambalaje, cu alte cuvinte, fie că Vinzi băuturi, fie că vinzi alte bunuri ambalate, responsabilitatea pentru acoperirea acelor costuri, care, așa cum am spus mai devreme, înseamnă un lanț întreg de operațiuni, revine în exclusivitate producătorului, care în costul de, de producție trebuie să aibă în vedere și acești bani din care urmează să deconteze cheltuiala cu transportul Bun, cu tratarea e, cu colectarea. E clar că lanțul ăsta nu este funcțional în România pentru că de la 14% cât cred că o optimist, nu știu, se întâmplă acum, că cred că e și o diferență între ce se raportează și care e realitatea. Poate ne spuneți și lucrul ăsta exact cum, cum se petrece. Noi trebuie să ajungem în niște ani, pentru că avem obligații în fața Comisiei Europene, la cât? Spuneați parcă ținta în, în 12 ani, 90% dintre. Ținta ori... Uniunii Europene, țintă absolut fezabilă din punctul de vedere al statelor avansate. Ținta este de deviere de la depozitare a 90% din cantități până în anul 2035. Va putea alte, România să facă asta? Există niște modelări matematice care spun verde în față că e imposibil. Însă, în calitate de ministru al mediului, nu pot să stau și să mă resemnez, trebuie să fac tot ceea ce ține de mine, trebuie să fac tot ceea ce ține de minister pentru a mă asigura că vom recupera cât mai mult din toată această diferență pe care o avem astăzi față de statele avansate. Nu o să deviem 90% de la depozitare, ne-am îmbătat cu apă rece să considerăm că putem face acest lucru, însă eu cred că în măsura în care în România sistemul garanție-returnare va deveni funcțional și la 30 noiembrie anul acesta vom avea în funcțiune sistemul garanție-returnare care e de departe Să explicăm puțin ce înseamnă cel mai ambițios mod de a gestiona deșeurile de ambalaje de la Revoluție încoace. El a funcționat în perioada comunismului, da. eu încă mi-amintesc că și probabil cei din generația mea sau mai în vârstă decât mine, de acea garanție de 2 lei pe care o plăteam la fiecare sticlă și pe care o recuperam atunci când aduceam sticla înapoi Se la magazin. Se va întâmpla din nou din 30 noiembrie, Acest da? sistem va intra în vigoare din data de 30 noiembrie și va uh, însemna uh, o revoluție în sensul în care șapte poate mai mult de 7 miliarde de doze de peturi sau de sticle, câte sunt astăzi puse pe piața din România, nu vor mai ajunge în groapa de gunoi, nu vor mai ajunge în lacuri, în cursurile de apă sau în pădurile României, ci vor ajunge acolo unde le e locul, în fabrici de reciclare, unde vor genera nu doar investiții, nu doar locuri de muncă, dar vor genera până la urmă un mediu mai curat pentru noi și pentru generațiile următoare. Dar credeți că noi avem o problemă de educație, de o, o, o apropiere de ceea ce înseamnă ideea de resursă? Că dacă vezi gunoiul ca fiind ceva de aruncat, e una, dar dacă vezi gunoiul acela ca pe o resursă, poate te gândești a doua oară cum îl tratezi. Să știți Și cum că... se poate corecta dacă e o problemă de educație? Eu cred că. În mod firesc și în mod natural, fiecare cetățean are o repulsie față de gunoaiele aruncate în natură. Nu cred că e cineva în România căruia să-i placă un peisaj frumos, plin cu peturi sau plin Eu -aș cu... Contrazice. Eu v-aș contrazice, am văzut foarte multă lume care stă foarte relaxată lângă movile de gunoi la plajă, prin pădurile... La fel cum... Pe lângă lacuri, adică și eu m-am pus întrebarea cum pot să te relaxezi lângă gunoiul pe care îl fac ei sau colegilor sau La prietenilor? fel cum am mai auzit un lucru. Am auzit că românii atunci când călătoresc peste hotare sau când se mută pur și simplu într-o țară unde există niște reguli foarte stricte în materia gestionării deșeurilor, se conformează instantaneu. De ce? Ceea că ce... amenda mare. Probabil că fie din cauza eventualelor sancțiuni, fie se aliniază pur și simplu practicilor bune pe care le observă acolo. Nu aș putea să explic din punct de vedere psihologic de ce aceeași persoană în funcție de țara în care se află procedează într-un fel undeva și în alt fel în altă Dar parte. Dar în același timp puteți să încercați metodele din țările acestea unde funcționează poate un nivel de sancțiune mai mare și vă întreb în mod direct dacă ministrul Mircea Fechet este de acord ca sancțiunea să crească în cazul celor care aruncă gunoaie aiurea, lasă gunoi atunci când fac un picnic undeva. Să știți că înainte de a discuta despre amenzi, Aș mai vrea doar să spun că nu de mult am încheiat la Ministerul o Campanie de conștientizare, s-a numit Reciclăm în România, a fost o campanie de succes, pentru că studiile sociologice făcute la începutul acestei campanii și la sfârșitul acesteia au arătat faptul că un număr mare de cetățeni s-au conformat, au înțeles importanța colectării. Separate și și-au schimbat obiceiurile, sau cel puțin au declarat că și-au schimbat obiceiurile în urma interviurilor pe care le-am făcut după această campanie. Am avut sute de mii de vizualizări pe platformele sociale, au existat niște spoturi TV foarte frumoase din punctul meu de vedere, și eu cred că înainte de a discuta despre amenzi, Trebuie să ne asigurăm că populația este bine informată, că sunt astfel de campanii naționale de conștientizare, că există la nivel local. Pentru că să știți că fiecare județ are propriile lui particularități. Într-un județ se colectează pe trei fracții. Într-un județ se colectează pe patru, într-un județ se Diferențele acestea între localități? Pentru că geografia județelor este diferită, pentru că planul județean de gestionare a deșeurilor, așa cum se numește el, este diferit ca urmare a unor studii de fezabilitate care se fac, că una este să colectezi deșeurile în centrul Bucureștiului și alta este să colectezi deșeurile într-un județ. Cu, uh, cu o suprafață uh, mare de, uh, de relief montan, unde distanțele pe care salubristul uh, trebuie să le parcurgă diferă foarte mult pentru aceeași cantitate. Și atunci e posibil să difere frecvența de colectare, e posibil să difere uh, numărul de fracții, nu e nicio problemă că se întâmplă acest Dar lucru. Dar în câte pe... localități se co colectează în acest moment uh, separat? Adică implementa ce funcționează Pe socotelele sistemul. noastre de la minister avem acoperire aproape 100% pe teritoriul României. Pe hârtie stăm foarte bine, da. cum s-ar Dacă spune, mergem puțin pe teren... Este adevărat că dacă mergem în orice groapă de gunoi din România o să ne îngrozim exact. văzând cât de mult reciclabil și aia e o resursă foarte multe state consideră o resursă extrem de prețioasă. Fie că vorbim de PET fie că vorbim despre metal, despre sticlă, ăia sunt bani aruncați pe lângă faptul că ne îmbolnăvim din cauza poluării, însă la uh, contracte semnate, la acoperirea unităților administrativ-teritoriale cu salubriști autorizația NRSC, care își fac treaba așa cum ar trebui cel puțin scriptic, în sensul în care colectează pe fracții, nu amestecă deșeurile, au mașini separate, au o frecvență. Dar există și un control, co că pe hârtie înțeleg că lucrurile stau bine? Fără îndoială există și control. Garda de mediu, împreună cu alte instituții, verifică modul în care se face colectarea. Aș spune că, pe lângă ceea ce are de făcut salubristul, este important de știut că, în România, din cele 6 milioane de tone de deșeuri pe care le producem, le generăm noi românii anual, aproximativ jumătate reprezintă fracția biodegradabilă. Cu alte cuvinte, e vorba de acel deșeu pe care bunicii noștri îl lăsau undeva în spatele grădinii în în... și natural. pe care îl foloseau. În a, în a face compost, compost. îngrășământ natural, și îl foloseau tot prin grădină pe acolo. Noi cărăm, din păcate, la groapa de gunoi 3 milioane de tone de deșeu biodegradabil, și problema nu e neapărat că îl trimitem la groapă și nu facem compost sau pământ pentru flori sau alte tipuri de, de astfel de material, așa cum se întâmplă în alte țări, însă de multe ori el ajunge în groapa de gunoi nestabilizat, netratat. Asta înseamnă că în groapă fermentează, Poluare. produce uh, metan, produce alți compuși poluanți, care generează nu doar disconfort olfactiv, însă uh, cu siguranță pot pune în pericol populația din Vecinătate și participă la tot acest proces de poluare a mediului, unde, din păcate, trebuie să spunem că în România mor prematur peste 20.000 de oameni. La nivelul Uniunii Europene mor foarte mulți oameni prematur. Poluarea aerului afectează cu precădere. Uh, Categoriile mai vulnerabile de populație, mă refer aici la copii și la persoanele în vârstă. Și, și deșeurile de sunt foarte importante și, din și de obicei poloare. există riscul uh, apariției unor boli respiratorii din cauza poluării. Iar modul în care gestionăm deșeurile impactează fără îndoială și calitatea aerului, la fel cum impactează calitatea solului, ca să nu mai vorbim de calitatea apei și dacă tot uh, suntem uh, la modul în care deșeurile uh, or să uh, or să lase mediul mai murdar decât uh, îl avem noi astăzi dacă nu facem ceva. Vreau să vă spun că la 1000 de metri altitudine în uh, județul Buzău am făcut niște determinări împreună cu colegii de la administrația bazinală de apă Buzău Ialomița și am identificat uh, fragmente de microplastic într-un lac de munte, la 1000 de metri altitudine. Imaginați-vă dacă acolo, în acea apă cristalină, curată, despre care n-ai fi spus niciodată că, că e poluată, e poluată da? există cantități însemnate de microplastic, imaginați-vă ce se întâmplă în cursurile de apă de la o altitudine mai mică, imaginați-vă imaginați ce în se întâmplă exact. în Dunăre, imaginați-vă ce se întâmplă în delta Dunării și în Marea Neagră. Ori, din acest punct de vedere, pentru mine, o prioritate este reprezentată protecția apei. E un lucru despre care am discutat mai puțin în ultimii ani și eu cred că. Acest lucru n-ar trebui să se întâmple. Apa este o resursă finită. Apa este o resursă pe care, dacă nu-o îngrijim, nu doar că s-ar putea să nu mai avem uh, la calitatea la care uh, ar trebui, dar putem avea inclusiv uh, probleme cu cantitatea de apă. Și când spun cantitatea, mă refer și la apele subterane, mă refer și la apele de suprafață în contextul schimbărilor climatice. Revin la întrebarea mea. Amenzi mai mari, domnule ministru? E adevărat că și amenzile. Aveți pot un proiect a... concret ca să punem puțin și degetul pe rană? Problema pe principală propune? a amenzilor nu este cea referitoare la cadrul legal. Cadrul legal din România, astăzi, permite primăriei, ca în situația în care identifică persoane care nu se conformează, să le amendeze. Problema este că primarii așteaptă ca acest lucru să fie făcut de către garda de mediu. Și dacă luăm un județ oarecare, o să constatăm că la garda de mediu sunt șapte sau zece comisari pentru întreg județul, pe când angajații ai primăriilor care ar putea să facă chestia asta, respectiv să verifice conformarea în materia colectării separate, sunt câteva mii. Asta înseamnă că e o pasare și responsabilității. Și la municipiul nu? București, dacă ne uităm la sectoare și adunăm toți acei oameni care lucrează la primărie, la direcția de mediu sau care lucrează la poliția locală, la direcția de mediu, o să constatăm că sunt câteva sute față de o mână de comisari păi la garda de mediu, dar ce trebuie schimbat? O mai bună direcționare a responsabilităților? Eu cred că în secunda în care statul își va face temele 100%, adică atunci când vom avea uh, pubele suficiente pentru colectare separată, atunci când salubristul își va face datoria, așa cum spune legea. Atunci când o să avem o tratare corectă, o sortare corectă și o depozitare corectă a deșeurilor, atunci când vom avea suficiente campanii de conștientizare, eu cred că ultimul lucru pe care ar trebui să-l facem este acela de a aplica amenzi cu fermitate. Asta e amenzie, un ideal, bineînțeles, Amenzii dar... mai mici, poate în primă fază, pentru că am, am auzit tot felul de situații. Și să știți că există orașe există comunități unde în măsura în care atunci când vine salubristul ridică capacul la pubela de gunoi, dacă a găsit în pubela de menajer un pet, o sticlă, o doză de aluminiu, o bucată de hârtie sau ceva crengi iarbă alte lucruri pentru că ai făcut curat prin curte da, sau prin ar grădină refuze, care n-ar trebui, ar trebui să refuze nu să ia? doar că refuză, dar amendează cetățeanul respectiv o sumă modică și 100 de lei dacă e amenda adică să fie atras și, atenția, și că îi, îi pune o bulină roșie pe uh, pubelă și îi se spune că n-are decât să-și ia înapoi gunoiul, să-și îl sorteze și săptămâna viitoare să-și îl scoată din nou în fața curții Așa cum, cum trebuie, să plătească amendă și să înțeleagă că la a doua abatere amenda va fi mai mare. Și la a treia abatere și mai mare, eu cred că atunci, cu adevărat, ne vom conforma. La fel cum. Dar stați mai puțin, dar vorbiți despre un atunci când toate lucrurile astea vor funcționa cum trebuie. Așa e minunat dacă vom ajunge acolo, dar proiecția dumneavoastră de ministru este că vom ajunge acolo în ce an? Adică aveți o perspectivă Să de. Știți timp? că nu mai avem mult timp. Deci, dacă noi, împreună cu sistemul garanție returnare care intră în vigoare anul acesta, împreună cu tot acest efort pentru că mai investim încă 1,2 miliarde de euro din PNRR în gestionarea deșeurilor. Fie că vorbim despre centre de colectare cu aport voluntar, fie că vorbim despre insule ecologice unde vii cu cartela, te identifică, ca la interfon. Da. Apeși, pui cardul acela sau cartela, te identifică, știe că e cetățeanul fechet de la strada cutare, de la blocul cutare, se deschid acele uh, recipiente în funcție de fracția pe care o colectezi, și în acel moment uh, gena uh, inteligentă, insula ecologică, cum o numim, știe că am pus un volum de uh, X uh, metri cubi de, uh, de plastic. Dar mai... când vor fi implementate astfel de. Păi să știți că, structuri. tot în acest an, uh, o să definitivăm licitațiile pentru aceste investiții de care vă vorbesc, și implementarea efectivă fiind făcută prin PNRR, nu se poate uh, face decât până în anul 2026. Deci va fi un ritm ceva Cu alte mai cuvinte alert. Al trebuie să apăsăm pedala de accelerație, însă știu că e o măsură nepopulară, dar e bine cetățenii să știe de la mine faptul că cu siguranță vor fi, vor fi, implementate și măsuri de sancționare a populației. Haideți să mergem puțin tot apăsând așa pedala de accelerație spre o temă care e din nou foarte importantă, ce se întâmplă cu pădurile României. S-a tăiat ca în codru, domnule ministru? Depinde la care perioadă ne referim. Fără îndoială că în... cu care în România au fost uh, perioade în care s-a tăiat ca în codru. Ăsta e adevărul și eu uh, ori de câte ori uh, călătoresc chiar la mine în județ, la Bacău, în zona Comănești, uh, aproape de fiecare dată, dacă sunt și cu alte persoane din zonă în mașină mi se spune dacă ai ști cum au fost aceste dealuri de frumoase, de împădurite acum 30 de ani, acum 25 de ani și uite astăzi din păcate vezi răzleți câte un, câte un arbore aici colo. Adevărul este că în trecut s-au întâmplat astfel de fenomene de masă Adevărul este că în vremurile contemporane, dacă le numim așa, în perioada noastră, lucrurile nu mai sunt la fel de scăpate de sub control. Nu spun că nu se mai fură lemn. Lemn s-a furat, lemn se fură și, la un anumit nivel, acest fenomen probabil nu poate fi controlat 100%. Însă, eu cred că odată cu introducerea în funcțiune a Sumalului. Și acum suntem deja la a doua versiune a Sumalului. Și chiar zilele trecute am semnat un ordin prin care modificam metodologia veche a Sumalului și Explicați-ne ce înseamnă. E vorba despre modificări aduse codului Silvic, da? Pe lângă modificările codului la codul Silvic și ajung imediat și la codul silvic, am am făcut niște modificări la metodologia de funcționare a sumalului, prin care am făcut niște mici corecții. Pe de o parte, am reușit să Scoatem din sumal. Practic, vom suspenda dreptul de acces al în sumal pentru toți hoții de lemne. Nu doar ți se confiscă mașina, nu doar te alegi cu un dosar penal, dar dacă ești prins uh, cu lemn furat, ți se iau acele credențiale și, pentru o perioadă care poate să fie și pentru totdeauna, nici șoferul respectiv, nici mașina respectivă nu mai are dreptul să transporte masă lemnoasă în România. Lucrurile La. acestea au intrat în vigoare sau urmează să intre Lucrurile în vigoare? Lucrurile acestea au intrat deja în vigoare pentru că le-am reglementat printr-un ordin. De asemenea, și astea sunt mărunțișuri, dar contribuie pentru toți acei băieți deștepți, ca să-i numesc așa care emiteau avize offline, se numesc ele, în depozitele de lemne. Adică se prefăceau că au semnal pentru că își dădeau telefonul în modul avion sau aveau alte metode și pe care îi prindeam și s-au întâmplat 30 de de astfel de situații doar în anul trecut, din nou, luăm măsura suspendării din sumal. la fel, la fel am decis să nu se mai poată emit, să nu se mai poate emite astfel de, de avize de transport. Decât în online, ceea ce presupune că orice depozit trebuie să aibă acces la internet. transportul destinația finală va trebui să fie validată la sfârșitul unui transport de lemne. Uh, implementat și o chestiune care ține de paza pădurilor, că și acolo e o discuție foarte mare. Ajungem și, știm și, la, ajungem câte... și la pază uh, imediat. Uh, nu se mai poate devia de la traseu așa cum se întâmpla în trecut. Uh, acum, în timp ce noi discutăm, un aviz de uh, transport poate fi finalizat doar la locul la care a fost uh, prevăzută destinația. În cadrul emiterii acestuia, de asemenea, este important să spunem că inclusiv acei, acei, acel personal silvic, pădurarii, care s-au mai ocupat de prostii, care spuneau că un arbore e uscat când el era verde și l-a marcat pentru tăiere, care spuneau că un arbore are una o anumită înălțime sau o anumită, un anumit volum, un anumit diametru și în. în Realitatea s-a constatat că avea alte dimensiuni, ca, la, ca atunci când ți se ia permisul. 30 de zile, pe urmă 90 de zile, pe urmă mai mult, pur și simplu nu vor mai putea să-și facă meseria, nu vor mai putea să intre în sumal și să emită acte de punere în valoare. Totodată încercăm să clarificăm faptul că paza pădurii, ar putea să se facă și cu alte entități decât cu pădurarii. Pădurarii fiind uh, personal cu pregătire în silvicultură, ar trebui să se ocupe de îngrijirea pădurii, ar trebui să se ocupe de lucrările de întreținere. Adică, cu optate firme de pază sau la ce? Putem să, uh, putem felice. să asigurăm paza pădurii fie cu jandarmeria, putem să asigurăm paza pădurii și cu firme care cu asta să se ocupe, să folosească niște instrumente moderne prin care să păzească perimetre mari de pădure în speranța că personalul silvic va rămâne cu ceea ce a învățat la școală. Nu, nu neapărat cu rolul de paznic, ci cu rolul de a îngriji pădurea. Din acest punct de vedere, noul cod silvic la care lucrăm în acest moment și pe care sper să-l pot trimite Parlamentului cât de repede, este un proiect extrem de, de ambițios, pe lângă faptul că interzicem tăierile la ras în aproape jumătate din tot fondul forestier românesc, adică tot ce înseamnă arie naturală protejată, tot ce înseamnă parc național, tot ce înseamnă parc natural, interzicem tăierile la ras. Introducem măsura complementară a confiscării autovehicului cu care se fură masă lemnoasă. De multe ori astăzi, Fiind acel prac de 10 metri cubi, ne trezim că hoții de lemne Se încadrează, se încadrează în, la virgulă în cei 10 metri cubi, fie că fură cu camionul, fie că fură cu o dubiță de asta de 3 tone jumate, unii dintre ei mai fură și cu căruța și au niște căruțe foarte serioase. Adică e un sistem bine pus la punct e de un, furt e în e an un de sistem, zile, Iar opinia mea este că o măsură care ar putea cu adevărat să descurajeze acest fenomen, este cea a confiscării mijlocului de transport. Cu alte cuvinte, și dacă furi 3 metri cub de lemn, și dacă furi 6 metri, și dacă furi 9,9, spre deosebire de ce ți se întâmplă astăzi, primești o amendă ca atunci când nu porți centura de siguranță, în viitor, și sper să rămân așa, codul silvic pe care îl voi propune Parlamentului. Aveți susținere politică? E negociat Eu, cu nu, eu nu cred că cineva politice? se va opune unei astfel de măsuri și eu cred că măsura confiscării mijlocului de transport e acea măsură care, pe lângă dosare penale, pe lângă amenzi, pe lângă confiscarea lemnului, ar putea fi eficientă. Bineînțeles că, pe lângă tot ceea ce spun eu, sunt o sumedenie de alte lucruri care ar trebui să funcționeze în același timp. Trebuie să folosim tehnologia, trebuie să digitalizăm cu adevărat sectorul silvic. Adică și aici monitorizarea, și aici trebuie păduri, să aveți acces la imagini, să aveți tot aici de să știți instrumente. că Sumal 2.0 este un instrument electronic de trasabilitate a masei lemnoase unic în lume. El este dezvoltat cu specialiști din Minister, cu specialiști din STS, și nivelul de informații pe care Sumalul ni-l pune la dispoziții în fiecare secundă este unul imens și este unul care folosit așa cum trebuie. Și când spun asta, mă refer la tehnologii avansate de interpretare a big data, mă refer la inteligență artificială. Nu văd niciun motiv pentru care n-am conecta Sumalul la astfel de tehnologii pe care le tot vedem în spațiul public și de a fi mereu cu un pas înaintea hoților. Pe lângă aceste lucruri, vom instala camere de supraveghere video în păduri, camere inteligente care vor ști dacă un anumit transport este transport de masă lemnoasă sau altceva. Vor ști să citească din imaginile pe care le fac dacă e vorba de un transport de lemne, vor ști să citească numărul de înmatriculare, vor ști să interogheze în timp real sumalul să vadă dacă există un aviz de transport generat pe acel traseu și în situația în care nu, nu, se, nu găsesc corespondență în sumal, să anunțe de urgență Ministerul, să anunțe de urgență Garda Forestieră, să anunțe de urgență Poliția. Așteptăm implementarea acestui sistem, S domnule Vorbim ministru. de săptămâni sau de luni? Să Așa știți. să fie, vom fi aici și vom mai face un interviu să vedem cum da. funcționează și să sperăm că vor fi altfel Sigur. protejate pădurile României. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei, le mulțumesc și ascultătorilor. O seară bună să aveți! Piața Victoriei la Europa FM.